Ce Mă rog, avere, păi că ce tu ce ai de faci? face cu bine, Aha. de cu bine să faci accident. Așa, 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 așa. Sal, sal, cum ar fi sal. Mușcă din ea. Hai, că sunt eu zic cu repede. Aci. Da, 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 ce ce ce. Tu ai fost la volan. Ai ucis doi oameni. Îți pare rău? Da. Ai băut? Drogat? Tu ai fost la volan. Ai ucis doi oameni. Îți pare rău? Merge. În această seară, polițiștii rutieri au depistat un tânăr de 24 de ani, bărbatul care era suspectat că se afla la volanul autoturismului în momentul producerii accidentului. În urma audierii, acesta a recunoscut că se afla la volanul autoturismului și că a accidentat pe cei doi tineri care ulterior au decedat. Cum a fost prins? Acesta a fost prins în cadrul unui filtru rutier de către polițiștii la biroul rutier Craiova. El se afla într-un autoturism, nu în calitate de șofer, ci în calitate de pasager. Toți membrii autoturismului respectiv au fost aduși pentru audieri la sediul poliției din municipiul Craiova. În această seară, de asemenea, acesta a fost dus și la unitatea medicală din municipiul nostru pentru a-i fi recoltate probe biologice de urină și de sânge pentru a se stabili dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul evenimentului rutier. Ce a spus în timpul audierii? Primele declarații. Din primele declarații, acesta a recunoscut că este autorul accidentului, el fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, dar și infracțiunea de fugă de la locul accidentului. În această noapte urmează să fie reținut pentru 24 de ore, iar mâine va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.